aici vor veni paturile și aici vin montate rampele de oxigen pentru paturi. Singurul echipament care va trebui montat pe fiecare salon în parte este rampa de oxigen. Rampa în sine are și ea, la rând, dotări cu butoane de apelare asistent. Da, rampele respective există. Da. Așa arată un salon din cel mai nou și modern spital din județul Botoșani. În fiecare astfel de salon vor fi amenajate câte două paturi, iar fiecare pat va fi racordată la o sursă de oxigen. Saloanele au grupuri sanitare proprii și vor avea echipament medical de ultimă generație. Având în vedere numărul tot mai crescut de noi cazuri de coronavirus și dotările unității, Direcția de Sănătate Publică a propus ca spitalul să deservească bolnavilor de COVID care au nevoie de spitalizare. Proporția pe municipiul Botoșani este la capacitate maximă ocupate. La Spitalul Dorohoi avem deocamdată 10 pozitivi internați la secția de boli infecțioase din cele 40 de paturi. S-ar plăta foarte mult, având în vedere că sunt 41 de saloane cu câte două paturi, cu baie proprie, cu sursă de oxigen la fiecare pat și ar fi chiar necesar pentru acești pacienți ca și condiții și medicale și umane pentru spitalizare. Lucrările la unitatea spitalicească sunt aproape de finalizare, însă spitalul nu va putea fi folosit prea curând, pentru că încă nu este racordat la utilități. Primăria trebuie să asigure cheltuielile pentru aceste lucrări, care nu au fost nici măcar scoase la licitație. Și asta pentru că, spun autoritățile, Compania Națională de Investiții trebuie să predea amplasamentul municipalității. Stadiul lucrărilor sunt undeva 90-95% gata. Mai sunt demontate doar rampele de oxigen. Și verificăm diferite echipamente ca să nu fie probleme și o curățenie generală. Cam asta mai avem noi de executat până la final. Am vizitat saloanele, se pretează saloane foarte, foarte bine, să spunem, aranjate și dotate cu tot ceea ce trebuie. După ce va fi finalizată această investiție, municipalitatea o va recepționa, având în sarcină doar realizarea utilităților pentru acest spital de boli cronice și paliative. Suntem în stadiu în care am atribuit lucrările pentru branșamentul electric și avem proiectele tehnice pentru apă și canalizare, urmând să le scoatem la licitație, cu un termen maximal de execuție de 6 luni de zile. În luna aprilie acestui an, când pandemia de coronavirus era la început și se căutau soluții pentru spitalizarea bolnavilor de COVID-19, constructorul a trimis mai multe adrese autorităților statului, prin care sugera urgentarea lucrărilor și transformarea noului spital în unul suport COVID. Undeva în luna aprilie am trimis noi adrese la Consiliul Județean, la prefectură, la primărie, chiar și la președinție am trimis, la minister, peste tot și am sugerat, am propus să facem toți o mobilizare, să-l transform în spital COVID. Căutau la vremea respectivă soluții prin săli de sport sau pe la Dorohoi sau pe nu știu unde, pe nu știu ce școală. Sau. Și le-am sugerat că aici sunt trase rețelele și ar putea, cu un efort așa comun, putem să realizăm spitalul, să fie finalizat în scurt timp, într-o lună, două. Doar că? La respectivele adrese am primit că adresați-vă, fiecare ne-a păsat de la unul la altul și a lăsat-o așa în coadă de pește, fără niciun răspuns. Răspunsurile sunt vagi și interpretabile, așa, și te trimit de la unii la alții, un fel de ping-pong. Astăzi, în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Dan Nechifor a declarat că va solicita Companiei Naționale de Investiții să predea amplasamentul municipalității. Vom transmite o adresă către Compania Națională de Investiții, adresă semnată de președinte și de cei doi vicepreședinți, prin care solicităm urgentarea predării amplasamentului către beneficiar. Această adresă va fi trimisă și către Comitetul Național de Coordonare a Intervenției și sperăm ca, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, acest spital să fie dat spre folosință pentru a ne ajuta ca cele 84 de locuri
din spital să fie folosite pentru cazurile medii și ușoare. Aflat vineri la Botoșani, ministrul Sănătății Nelu Tătaru a fost întrebat dacă spitalul de boli paliative ar putea fi transformat în spital pentru bolnavii cu coronavirus. La Botoșani este un spital nou-nouț care stă nefolosit. Se pretează la fi un spital de paliație. Evaluarea ministrului și a activității medicale poate spune dacă se pretează. Noi nu avem doar clădire. Avem o dotare, avem un circuit și avem o parte umană. Nu trebuie să privim o asistență medicală doar într-o clădire. La această dată, la nivelul județului Botoșani, numărul de paturi pentru bolnavii de COVID este insuficient. Potrivit informațiilor furnizate de către Direcția de Sănătate Publică, la Spitalul de Recuperare sunt 54 de paturi, la Pneumoftiziologie sunt 42 de paturi, 110 sunt la Spitalul Județean Mavromati și 40 la Dorohoi.